Salut! În acest tutorial am să vă arăt ce setări trebuie să faceți pentru a putea vizualiza camerele video de supraveghere cu ajutorul programului PSS, respectiv Pro Surveillance System. Va trebui să descărcați aplicația. Eu am folosit o versiune mai nouă, 4.06, dacă nu mă înșel, cu o versiune mai veche, 4.03, nu a funcționat. Descărcați programul. Deschideți arhiva, dați dublu clic pe setup.exe, instalați programul, next, 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 close. Acum va trebui să căutați iconița programului, care este aceasta, PSS. Dați dublu clic pentru a deschide programul. Username-ul și parola sunt admin-admin, puteți să le lăsați așa, acestea sunt doar pentru conectare la acest program. Dați login, așteptați puțin, s-a deschis programul, iar acum ce trebuie să faceți pentru a adăuga camerele? Mergeți în dreapta sus pe Device List, dați clic pe plus. Undeva în zona asta liberă, un clic dreapta, selectați opțiunea Device Manage. Acum va trebui să adăugați un grup, dați clic pe tabul Device Group, aici un clic pe plusul acesta de la All Devices, vedeți că o să vă apară nou grup. Dați clic pe nou grup și eventual îi dați o denumire, să zicem depozit. Aici puteți să vă faceți ceva notițe, să știți exact despre ce este vorba. Depozitul numărul 2, în cazul meu. Dați click pe butonul Save, după care click pe OK. Din nou, vedeți că v-a apărut aici un mesaj cum că grupul a fost adăugat cu succes. Din nou, mergeți în această zonă. În zona aceasta liberă, dați click dreapta, iarăși Device Manage. De data aceasta o să selectăm tabul Device Manage, aici, click pe el și selectăm opțiunea Manual Add, adică vom adăuga manual DVR-ul. Click pe opțiune, la titlu scriem ce vrem, de exemplu, eu o să scriu tot de, haide să scriem așa, camere DVR depozitul numărul 2. La type, repet, aici vorbim de un DVR Dahua 5108. Drept urmare, la type o să selectez opțiunea DVR. La Add Type lăsați așa, la IP lăsați IPv4, dacă aveți IPv4, eu o să scriu IP-ul meu. La port, deci după ce ați trecut IP-ul, la port default este 37.777. De obicei, acesta este portul care este setat default din fabrică pe DVR-ul Dahua 5108. Lăsați 37.777, asta în cazul în care n-ați schimbat voi cumva portul. La user trebuie să adăugați un nume de utilizator pe care îl aveți deja sau, mă rog, l-ați creat deja pe DVR pentru a accesa camerele prin internet. Username-ul poate să fie ori de administrator, ori de simplu user. Deci nu neapărat trebuie să specificați aici un utilizator cu drepturi de administrare. Eu am creat pe DVR-ul Dahua un utilizator care poate doar să vizualizeze camerele. Am să scriu numele utilizatorului, user, și aici parola pe care ați specificat-o.
Ok, la grup aleg grupul pe care l-am creat mai înainte, de aici din Device Group și dăm Add. A fost adăugat, acum dăm pe butonul OK. A apărut și mesajul cum că am adăugat cu succes. În acest moment va trebui să adăugăm camerele în aceste ferestre. Ce trebuie să facem? Mergem tot aici în Device List, vedeți, a apărut Deposit, dăm click pe această opțiune, pe plus. Pe urmă, pe această opțiune dăm dublu click. Vedeți că a apărut un plus acum în față, dăm click pe acest plus și au apărut 8 camere. În fine, eu am doar 3 camere montate. Pentru a adăuga aceste camere în aceste ferestre, va trebui să selectăm mai întâi o fereastră, alegem prima fereastră, dăm click aici undeva. Vedeți, a apărut pe margine o bordură verde, asta înseamnă că am selectat fereastra aceasta, iar acum dăm dublu click pe prima cameră, aici, dublu click. A fost adăugată prima cameră și vedeți că s-a selectat automat a doua fereastră, dublu click pe a doua cameră, s-a selectat următoarea, dublu click pe a treia cameră. Gata, merg toate. Cam asta este tot. Sper să vă fie de folos.